Bonito, eu sei que lá chama. Agora a gente está? Chega? Dear colleagues, let us get started. Our first speaker is Iñaki Madarin, our guest from Romania, and his report is about characterization of raw materials from several sources for obtaining biodegradable packaging. Quite interesting. Bună dimineața și în primul rând ne bucurăm că am reușit să revenim la Chișinău după o perioadă de pandemie și de restricții și opreliști, ca să le spun așa. În același timp, nu sunt niște vremuri foarte prielnice și mai ales pentru cercetare mai deloc. Perioada traversată de reformarea institutelor în cadrul Academiei de Științe a Moldovei și așa sperăm să treacă cu bine și cel puțin la cei care au decis să aibă și rezultatele la care s-au așteptat. În egală măsură, parcurgând programul conferinței, am rămas foarte plăcut impresionat de rezultatele frumoase prezentate și propuse spre a fi prezentate și aș dori să felicit întregul corp de cercetători din cadrul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie. Eu știam că este al Academiei de Științe a Republicii Moldova, acum nu mai știu al cui e. Al Universității Tehnice conform legii. Da. Ne bucurăm de colaborare, ne-am bucurat de faptul că înainte de pandemie o echipă din cadrul acestui institut a fost prezentă în laboratoarele noastre de la București și sperăm că experiența pe care au avut-o acolo va fi utilă și de folos în viitor. Acum, sigur că orice reformă instituțională presupune transferul, cum spuneați și dumneavoastră, de la o academie la alta, de la o universitate la alta, însă profesionalismul cercetătorilor și experiența lor și specializarea lor nu pot fi transferate. Indiferent sub ce umbrelă se vor găsi, ceea ce au dobândit ca și cunoștințe și specializare în timp doar se pot dezvolta. În niciun caz și pot fi apreciate rezultatele sau, mă rog, neapreciate, dar ele vor exista. Acum, o reformă similară am trăit-o și eu, ca să zic așa, din postura de director al Institutului de Biologie al Academiei Române în 2009, când mi s-a tăiat bugetul la fondul de salarii de la 5 milioane de lei cât aveam atunci, am rămas cu 3 milioane. În condițiile în care aveam același corp de cercetători. Și până la urmă, cu păreri de rău, a trebuit să mai tai din stânga, să mai mut în dreapta. Și timpul a trecut și lucrurile s-au rezolvat. La aceeași lucru cred că se va întâmpla și aici. Sper însă ca ceea ce se întâmplă lângă granițele acestei țărișoare mici, dar cu o inimă mare, să nu se extindă și să nu aibă efecte, sigur că efecte indirecte are și acum, deci, dar să nu se dezvolte, să zic așa. Și legat de reformă și noi începând de anul ăsta, deși aveam o singură conferință anuală a Institutului organizată pe data de 10 decembrie, atunci când a fost înființat Institutul, pe 10 decembrie 1960, de anul acesta trebuie să facem și la nivelul fiecărui departament
Și am avut prima ediție, mai timidă, mai modestă, un volumaj de rezumate pe care vi l-am adus și pe care vi-l rămânesc pentru Biblioteca Institutului. Sperăm că în anii viitori se va dezvolta și va căpăta altă amploare. Sunt rezultate prezentate pe scurt, obținute în cadrul departamentului și colaborărilor pe care le are departamentul cu diverse alte instituții. Trecând peste acest aspect introductiv și că n-aș vrea să acaparez bugetul de timp, ceea ce mi-am propus eu astăzi să prezint sunt câteva date din cadrul unui proiect pe care îl dezvoltăm împreună cu o societate comercială care ne-a asigurat și suportul financiar pentru prezența la această sesiune și se referă la dezvoltarea unor ambalaje biodegradabile. Folosind în principal acid polilactic și deșeuri rezultate din prelucrări agricole, din colaborarea este, cum spuneam, cu o societate comercială din media și nu suntem la prima colaborare cu ei. Am mai avut un proiect legat de conversia glicerolului rezidual obținut din industria biodieselului. Și sperăm că și aici vom reuși să ajungem la produsul final pe care ne l-am propus, respectiv niște caserole în care să fie ambalate produse din carne și produse de patiserie. Este vorba de societatea Medacril din media și Institutul de Biologie. Cum spuneam, nu suntem la China. Revenind, deci este vorba de folosirea unui polimer biodegradabil, respectiv acidul polilactic, care o să fie pus într-un amestec cu aceste produse rezultate din prelucrările de materii prime, în special rezultate după obținerea mustului, deci legat de struguri, de ce se obține după. Și într-o primă fază am făcut o caracterizare a uleiurilor esențiale pe care intenționăm să le punem în acest amestec și la desfovinei rezultate din prelucrarea strugurilor, știut fiind faptul că este foarte bogată în polifenol și alți compuși care au efect antioxidant și antimicrobian. S-a făcut o caracterizare inițială pentru uleiurile esențiale în ceea ce privește activitatea antioxidantă prin trei metode de analiză diferite și s-au obținut rezultate frumoase atât pentru multe dintre uleiurile esențiale studiate și cât și pentru tipurile de desfovină pe care le-am luat în studiu, respectiv sâmburii de struguri, pielița, desfovina ca atare obținută în cadrul unei prelucrări așa mai rudimentare la nivelul laboratorului nostru și alta obținută puse la dispoziție de colegii de la ICCHIM. În cadrul proiectului, echipa este mai vastă, în afară de cea de la compania
industrială menționată, deci pe lângă echipa noastră de la institut, mai este și o echipă de la Institutul de Cercetări Chimice. În ceea ce privește activitatea antimicrobiană, ea a fost testată față de mai multe tulpini potențial de patogenitate întâlnite în produsele din carne și de patiserie și s-au obținut rezultate diferite, pornind de la o activitate antimicrobiană de la concentrații de 100%, mergând până la conținut foarte, foarte scăzut. Sunt rezultate pentru cele mai semnificative dintre uleiurile esențiale testate. Aici este vorba de oregano, se observă din imagini halou în funcție de concentrația de ulei folosită și față de diferitele tulpini testate, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa și Listeria monocytogenes. La fel și în cadrul uleiului de scorțișoară, deci au fost 16 uleiuri pe care le-am testat și 4 tipuri de tescovină și au fost selectate pentru stabilirea rețetelor de fabricație, cele mai importante dintre ele. Aici este vorba de uleiul de scorțișoară, la fel și el cu activitate foarte bună față de cele 3 tulpini testate. Și la fel și cel de-al treilea, tot așa, cu o activitate foarte, foarte bună. În concluzie, uleiurile esențiale s-au caracterizat printr-o activitate antioxidantă pusă în evidență prin toate cele 3 metode testate. Unele dintre ele, activitatea a fost influențată de metoda utilizată. În funcție de metodă s-au obținut rezultate mai promițătoare sau mai puțin promițătoare și la fel și în cadrul tescovinelor care le-am testat au fost pentru unele tipuri rezultatele foarte, foarte frumoase. Repet, toate testele au avut ca scop să stabilim care dintre ele este cel mai bun în vederea perfecționării rețetei de fabricație. Proiectul este destul de avansat și din acest punct de vedere. Deja au fost testate, nu le-am mai prezentat aici, mai multe rețete, dar colegii mi-au zis că până nu le brevetează să nu le, să nu le facem publice. La fel, pe scurt, care dintre ele au avut cel mai bun efect antimicrobian față de care dintre specii a fost cea mai bună activitate, urmând ca ele să ori separat, ori în amestec să fie incluse în rețeta de fabricație. Cum vă spuneam de la început, este vorba de un proiect dezvoltat de această firmă, este cu finanțare europeană. Are acronimul AMBALINOV, este obținut dintr-o competiție mai veche, dar finanțările au început mai cu dificultate, cu suportul financiar din acest proiect și al acestei firme Medacril SRL. Suntem și noi aici și am reușit să ne revedem și mi-a făcut mare bucurie. Mulțumesc frumos pentru atenție și volumul. Thank you very much. Time for the questions. Please. Spuneți, am vreo de modele eterice pe cât sunt de foarte proprietăți extraordinare, pe atât de repede poți și să o repeardă ca rezultat al oxidării. Aveți și soluții, ori încă este... În lucru.
Da. Sau deci până nu se brevetează, nu se spune, pentru că e ceva ce ne interesează. Da, s-a avut în vedere și acest aspect și aici s-a lucrat cumva cu compoziția de polimer biodegradabil, respectiv de acid polilactic și sunt teste efectuate, nu le-am prezentat eu, privind permeabilitatea și trecerea din structura amestecului de fabricație în ambalaj să treacă în produsul ambalat. Și asta se și intenționează, deci practic prin aceste compoziții pe care le testăm să se sporească cumva termenul de valabilitate al produsului. De la 3-4 zile, cât este acum în general, noi dorim să ducem la 6-7 în această formulare. More questions? I have a question. When you have your packaging ready, how will you estimate how biodegradable it is? What will be the criteria? Pentru aspectul acesta o să avem în vedere și sunt planificate niște teste de ecotoxicologie. Încă nu le-am făcut, dar pentru că n-am stabilit încă rețeta finală. Dar ele sunt propuse spre a fi executate, tocmai a vedea ce a estima reușita. Gradul de biodegradabilitate, nu știu, noi sperăm să în testele astea să le estimăm cât mai corect, dar în clipa asta n-aș putea să spun exact cam cât ar fi sau în cât timp după ce ambalajul respectiv ajunge în mediul înconjurător, el va fi consumat, să zic așa, de microorganismele din mediu. Thank you. I wish you good luck. Mulțumim frumos. Dar limba... Mai sunt întrebări? Pot eu să vă rog foarte mult să testați materialele care aveți și contra Clostridium difficile. Fiecare cu problema lui, dar în spitalele, da. În special la pacienți imunocompromise, asta e chiar o problemă foarte mare și o infecție care se tratează foarte grav și mortalitatea este enorm de mare. Da, eu la nivelul departamentului nu prea am fost de acord să lucrăm cu microorganisme patogene, tocmai că trebuie respectate niște reguli foarte stricte și există niște riscuri destul de mari. Iar am mai mers și pe principiul că pentru salariile care le primesc oamenii chiar nu se merită un asemenea risc. Și n-am transmis pentru testare. Cu Clostridium n-am testat. Dar mulțumesc pentru sugestie. La noi Clostridium perfringens este cel care este testat și din apa potabilă. Și chiar și o tulpină, dacă există, e pericol. Mersi. Chiar a fost un caz la un lac de acumulare de pe lângă Târgoviște, de undeva, unde în urma analizei s-a obținut Clostridium, o singură tulpină a fost și cred că 4 sau 5 biologi în mai puțin de un an de zile au plecat mâncând pământul de acolo. Da.
Vă mulțumim. Următorul raportor, Cristin Bătrânescu Moteau. Endolithic microorganisms from volcanic tap. Câteva smoc, noi tot am vorbit că e mai comod. Am vrut să vă spun, dar... Am zis să fim la unison. Da. El este mai emotiv. Mult mai emotiv decât aproape de finalizare. Șervețele sunt dați. De finalizare cu teza de doctorat. Da. A glumit. Ce o să prezint astăzi este o mică parte dintr-un capitol al tezei mele de doctorat. O să vorbesc despre microorganismele endolitice prelevate din tufurile vulcanice. Inițial am pornit studiul pe, mă rog, am studiat bacteriile din o rocă prelevată din undeva din județul Prahova, de la Sănic Prahova. Ulterior mi-am dat seama că aceeași rocă o găsesc undeva și într-un alt județ. M-am uitat și pe hartă, venea cumva pe aceeași linie muntoasă și atunci am încercat să vedem dacă există și asemănări. Și rezultatele, mă rog, au confirmat. Microorganismele pe care le-am studiat, despre colonizarea rocii, în cazul acesta putem să spunem că roca este colonizată de mai multe categorii de organisme, de licheni în primă fază, apoi fungi, bacterii, arhee. Aceste organisme sunt implicate și în circuitele biogeochimice și le-am studiat pe cele implicate în circuitul carbonului, azotului și sulfului. Colonizarea aceasta, dinamica colonizării, depinde de mai mulți factori, de tipul substratului, de condițiile climatice. Aici o scurtă clasificare a microorganismelor care colonizează rocile. Avem categoria de organisme epilitice, cele care se găsesc la suprafața rocilor, cele cosmoendolitice care se găsesc în fisurile de la suprafața rocilor. Avem și microorganismele euendolitice care se găsesc în fisuri pe care le produc ele și cele criptoendolitice care se găsesc în interiorul rocilor. Sunt cele aici. Am cultivat microorganismele astea pe diferite medii de cultură. Am descoperit, mă rog, s-au crescut bacterii implicate, mă rog, bacterii sulfat reducătoare, bacterii coliforme, streptococi, bacterii heterotrofe, amonificatoare și denitrificatoare. Și astea sunt mediile de cultură, compoziția mediilor de cultură și temperatura de, da, condiții de sterilizare și bun. În urma analizei chimice, la cele două probe,
observăm că ele sunt relativ identice, cu mici diferențe în ceea ce privește concentrația de siliciu, de aluminiu, mă rog, ele sunt relativ asemănătoare. Ce aș fi mai fost de spus, faptul că cele două, mă rog, locul din care am prelevat rocile, cea de la Teișan se găsește în apropierea unei surse de sare de la Sânic Prahova, iar roca de la Malul Alb, sau mă rog, Malul Alb, se găsește undeva aproape de platoul Salin de la Meletic din județul Buzău. În ceea ce privește categoriile de microorganisme pe care le-am, mă rog, care s-au dezvoltat, avem bacteriile coliforme care au crescut doar în proba de la Malul Alb, bacteriile heterotrofe în ambele probe, amonificatoare în ambele probe, dentrificatoare la fel în ambele probe și sulfate reducătoare la fel în ambele probe. Aici observăm că numărul unităților formatoare de colonii numărul este mai mare în proba de la Teișan. Asta și pentru că este, mă rog, expusă mai mult la vizite, la impactul antropic. Bun. Și în concluzie, cele două probe studiate sunt relativ identice, atât din punct de vedere chimic, cât și din punct de vedere al categoriilor de microorganisme care s-au dezvoltat. Și asta e tot. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Întrebări puțin? Ați privit dumneavoastră această cercetare ca pe o, nu știu cum, ca o întoarcere în istoria Pământului? Ca niște forme care ar fi primele dintre cele care pot să apară undeva? Din punct de vedere evoluționist sau din punct de vedere a popularea unui teritoriu care este lipsit de viață? La început de drum în această meserie, carieră, să-i spun așa, profesia lui de bază este de profesor la liceu. Și chiar și pentru noi la nivel de departament a fost un subiect nou pe care l-am abordat. Am mai lucrat pe piatră, dar nu pe rocă vulcanică și nu din natură. Am lucrat pe monumente istorice, pe picturi murale. Acum, întrebarea noastră este foarte interesantă și aș creiona un răspuns, scuzându-mă față de colegul meu, că am luat cuvântul, în privința dezvoltării fenomenului de rezistență la antibiotice. Și atunci, căutarea de alternative pentru chestia asta poate să, și cercetarea în rocă poate să reprezinte o sursă și în mormintele vechi de mii de ani, de unde se găsesc microorganisme care au capacitatea de a sintetiza compuși cu activitate antimicrobiană. De regulă, studiile în sensul ăsta sunt orientate către actinomicete, către fungi și mai puțin către microorganisme și mai ales către bacteriile gram-negative din proteobacteria, care s-a dovedit în ultima vreme că multe dintre ele au această posibilitate de a sintetiza produși cu activitate antimicrobiană. Am pus și noi în evidență astfel de bacteriocine, așa, inclusiv de la unele microorganisme din domeniul Arhea pe care le-am izolat din rocă de sare,
că ideea de aici a pornit, am diversificat rocile și din punct de vedere chimic, iar cea de la care am obținut niște rezultate foarte promițătoare este o tulpină izolată din rocă, datată din punct de vedere geologic în perioada neogen. A fost similară o singură bază în secvența de nucleotide, a fost diferită de o tulpină izolată tot din rocă de sare, dintr-o mină de sare din Salzburg, din Austria, zăcământ care are o vârstă mult mai înaintată decât cel de la Slănic Prahova, pe care l-am avut noi atunci în studiu. Să înțeleg că acum în colecția Vița al fi? Da. Cred că o să discutăm pe tema asta. Și cât este de practic pentru un microbiolog practician lucru cu arteze? Cât este de diferit? Depinde de ca ce tip. Deci, de exemplu, cu termofile am încercat să lucrăm, dar este foarte costisitor și în principal presupune și condiții de anaerobioză. Nu că nu le-am avea în institut fizic așa, dar, sau tehnic, și așa, dar este un volum imens de muncă și iarăși mă întorc la leafa pe care o primește omul și la ce cerințe ai de la el. Deci nu, un vulcan mic acolo. În ultima vreme s-a lucrat foarte mult și pe gheață, pe microorganisme psihofile, pentru că am avut ocazia unor proiecte tot cu finanțare europeană și au fost două deplasări în Antarctica ale unor colegi care au izolat și au lucrat. Cu asta e mai ușor de lucrat, deci nu e chiar atât de dificil. În schimb, cu asta, din zone, din ape sărate, așa, e mult mai simplu de manevrat în laborator, nici la condițiile de sterilitate nu trebuie chiar să fii foarte atent și sunt mai ușor și de întreținut și, nu știu, cu metanogene s-a lucrat în institut, dar pe vremea când eu eram încă student, deci cu mulți ani în urmă, acum nu mai avem dezvoltat această direcție și nici tulpini, nu cred că mai avem în... Sau dacă or fi, nu le-a mai cercetat nimeni dacă mai sunt viabile, dacă mai sunt pure, dacă mai sunt... Asta, deci, depinde de tipul de arhee, ca să zic așa, luat în studiu. Mulțumesc. Mai sunt întrebări. Deci, următorul raportor este doamna doctor Sârbu Tamara, The Mighty Capacity of Fresh Water Microorganisms. Stimați participanți, cu bineți, vreau să vă prezint rezultatele obținute în cadrul unui proiect, un program de stat, cu tema capacității enzimatice a pinilor de fungi din apele dulci. A fost efectuată această cercetare în cadrul politic, cum am menționat. Vreau să spun că este cunoscut faptul că microbicetele, cât și alte microorganisme, sunt buni producători de enzime. Enzimele sunt catalizatorii cei mai perfecți pentru descompunerea diferite substanțe și de aceea este o problemă cheie a avea tehnologiei contemporane de a căuta cât mai multe surse de obținere astfel de substanțe.
În cazul dat, aici am prezentat un din ramurile principale în care pot fi utilizate enzimele și anume în agricultură, protecția mediului, în industrie alimentară, în industrie forestieră, în special în medicină, la obținerea substanțe medicale. Scopul cercetărilor în cazul nostru a fost studierea microorganismelor izolate din lacul la izvor, municipiul Chișinău. Ca obiect de studiu au fost luate tulpinele izolate, anume 70 tulpini de actinobacterii, 26 tulpini de microalgii și cianobacterii, 65 de tulpini de bacterii și 95 de tulpini de fungi. Tulpinele date au fost izolate pe medii specifice fiecărui grup taxonomic de microorganisme care se deosebește și astfel au fost obținute în cultură pură, apoi testate după proprietățile enzimatice, amilaza, catalaza, lipaza și celulaza. Au fost efectuate cercetările bazându-se pe metodele expres pentru a obține activitate enzimatică. Activitatea enzimatică a fost clasificată conform standardelor necunoscute. Ca bază s-a luat la 3 de plus a fost considerată o activitate înaltă, 2 de plus activitate medie, plus activitate slabă și minus a fost activitate, a lipsa activității. În cadrul acestor cercetări, la tulpini de actinobacterii, care au fost la număr de 70, 25 izolate din apă, 9 din biofilm și 36 de tulpini izolate din anul, s-a demonstrat că tulpinile date au activitate mai înaltă, cele din apă, anume la nivel mediu, amilazii, catalazii, cele din biofilm izolate au activitate mai înaltă, tot la nivel mediu, cât și nivel slab, anume a catalazii și amilazii de asemenea, foarte slab s-a manifestat tulpinul în ceea ce privește activitate celulazii și lipazii. Mai active au fost tulpinile din nămol. Aici au fost mai multe tulpini din numărul total care au prezentat activitatea la nivel mediu cât și slab a catalazii și amilazii, dar și multe au prezentat activitate a lipazii. Aici sunt prezentate cele mai active tulpini și demonstrat care este efectul lor anume la activitatea amilolitică și activitatea catalitică. Din tulpinii licean, bacterii și microalgii, care au fost de toate 26 tulpini, cum am menționat deja, a fost demonstrat că numai 8 din ele prezintă date semnificative ce privește activitatea enzimatică. Astfel, din 8 tulpini licean, bacterii și microalgii, numai 2 au prezentat activitate medie și 2 la nivel slab, catalază, celulaza a fost foarte bine evidențiată, anume la tulpinile de microalgii și cianobacterii. Practic toate tulpinile au prezentat această activitate, de asemenea o activitate foarte semnificativă au prezentat și față de lipază. Cele mai active tulpini, ceea ce privește activitățile enzimatice, au făcut parte din genurile spirulina, oscilatoria, nostru și chlorella. Aici sunt prezentate tulpinile și zonele care demonstrează această activitate a lipazii, amilazii, celulazii și catalazii. Activitate din 65 tulpini de bacterii studiate, izolate 25 din apă, 18 din biofilm și 22 din nămol, nivelul activității enzimatice la toate cele 4 enzime studiate au fost cele mai active, anume tulpinele izolate din apă. Aici se vede raportul dintre tulpinele care au o activitate foarte înaltă și, de asemenea, tulpinele izolate din nămol, care într-un număr foarte mare au prezentat activitate înaltă la toate cele 4 enzime cercetate. Cele mai active tulpini dintre bacteriile izolate și studiate, ceea ce privește proprietățile enzimatice, au fost din genurile Bacillus, Micrococcus și Pseudomonas. Zonele au fost foarte evidente în cazul dat atât asupra cercetărilor ce țin de lipază, celulază și amilază.
Ceea ce privește tulpini de fungi, ele au fost izolate într-o cantitate foarte mare, am avut peste 200, între ele multe au perit, deoarece ele sunt adaptate la condițiile mediului apus, iar pe medii agarizate la etapa inițială au crescut, iar mai apoi au început să piară foarte multe și din cele mai active care cresc foarte bine pe medii agarizate au fost luate 93, 35 din apă, 21 din namor și din biofilm 30. În rezultat cercetării s-a stabilit că numai 4 tulpini din cele 93 studiate au prezentat o activitate la nivel mediu a tuturor celor 4 enzime cercetate, amilază, catalază, celulază și lipază. La rest, cele mai active tulpini totuși au fost izolate din namol, dar au fost și cele active din biofilm și apă. În concluzie, aș menționa că cele mai active tulpini microorganisme, mă refer la toate, în afară de microalge și cianobacterii, ce posedă capacități enzimatice semnificative, au fost izolate din apă și namol. Au fost selectați potențiali producători de enzime prin cercetările ulterioare, 12 tulpini de cianobacterii, 7 tulpini de cianobacterii și o tulpină de microalge, 12 tulpini de bacterii și 12 tulpini de fungi. Aș mai menționa aici că prezentarea dată nu am identificat până la sfârșit speciile de microorganisme, ce nici nu le-am prezentat, am prezentat la nivel de gen. Sperăm că viitor vom putea să identificăm speciile anumitor genuri de microorganisme care au interes, sunt de interes biotehnologic și pe viitor vom putea face o concluzie mai amplă. Țin să menționez în cazul dat că o parte din tulpinile date au fost identificate până la specie și pe această intervenție vreau să mulțumesc colegilor din Institutul din București, în special profesorului Emache și Robert Cuginescu, care ne-au ajutat să identificăm o parte din tulpinile care au fost prezentate acum și au semnificații mai semnificative privitor la activitatea enzimatică și sperăm la o colaborare în continuare. Cercetările continuă. Și vă mulțumesc foarte mult. În tot cazul, cercetările sunt, proiectul este în derulare, nu l-am terminat, de aceea până la finele proiectului, sper că vom avea rezultate mult mai concrete, anume pe tulpini concrete identificate până la final, fiindcă în prezent numai la nivel de gen, desigur că e început de cale. Mersi. Întrebări, vă rog? Spuneți-vă, comparativ cu tulpinile care deja sunt în colecție, tulpinile identificate sunt mai promisitoare? Da, mai active. Vreau să vă spun că, într-adevăr, noi am comparat tulpinile care le avem, ele sunt mai active. Nu știu pe parcurs cum va fi, fiindcă tulpinile este cunoscut faptul că odată ce tulpinile sunt cultivate o perioadă îndelungată, medie agarizată, își pierd activitatea. Tulpinile acestea sunt noi izolate, foarte active, cum s-a spus, o parte din tulpinile izolate au perit după câteva luni, chiar și peste un an, fiindcă nu s-au putut adapta la mediile agarizate, fiind deja adaptate la condițiile mediului acos. Dar de atât așa am izolat mai multe tulpini, fiindcă pe parcurs sperăm să cercetăm mai mulțit și să identificăm o tulpină care o putea adapta la condițiile de laborator, în condițiile industriale, care se poate produce adevărat într-o cantitate suficientă acești fermenți. Mai sunt întrebări? Lacul este natural sau? Lacul este artificial, dar de când a fost făcut, astea nu s-a mai curățit niciodată. Practic este degradare, acolo în Laștină, eu trăiesc vizionat de acest lac și de 30 de ani n-am văzut acolo stufe mai mari decât deodată. Acum au început în parte de plajă, acolo am mai tăiat stufă. În rest, noi am izolat lacul acesta, este din trei bazine acvatice, care este legat prin canale și se scurge în râu. Noi am prelevat probele în toate trei aceste bazine și chiar până la scurgerea în râu. În toate
acei situații, ținând cont de faptul că el se află în vădăune, în jur sunt dealuri unde se scurge toată mizeria și cum, nu știu, în altă parte, dar la noi acolo foarte des canalizația este într-o stare deplorabilă și multe lucruri care nu trebuie să numeresc în apă și probabil de aceea când am izolat tulpinile, am constatat că mai mult de 65% erau bacterii, chiar și fungi, fitopatogeni, chiar nu mai fitopatogeni, dar patogeni. Desigur că noi am selectat numai tulpinii nepatogeni, cum avem drept să prind cu cele patogeni. În schimb, da, încă dacă menționez, tulpinii sunt mult mai active. Mulțumesc! Vă mulțumim! Următorul raportor este Moldovan Cristina. A study of the enzymatic properties of fungi in the reservoir aquatic ecosystem. Bună ziua! Bună! Părinii surop video. Da, este? Mm-hmm. Încercați regimul de... Bună ziua, eu mă numesc Moldovan Cristina. Voi vorbi despre studiul proprietăților enzimatice a micromicetilor din lacul la izvor. Actualitatea temei. Dacă puteți, porniți video. Nu pot, am copil mic în brațe, mă scuzați. A, ce? Atunci, producția de produse pentru viața de zi cu zi, cum ar fi hârtie, textile, alimente, produse chimice și farmaceutice, consumă cantități mari de materiale prime și energetice. Se generalizează cantități mari de deșeuri, cum ar fi un impact negativ asupra mediului, cantității vieților noastre. Creșterea producției populației globale și îmbunătățirea economiei din multe țări cresc consumul global și, prin urmare, presiunea asupra mediului. Și este bine recunoscut că există o nevoie urgentă de a recurge impactul pe unitate produsă de produse pentru a susține nevoie umană fără a compromite baza resurselor naturale. Industriile din întreaga lume caută astfel de tehnologii alternative care să poată furniza un număr tot mai mare de produse care sunt solicitate fiecare an, consumând mai puține resurse și având impact mai mic asupra mediului. Utilizarea materiilor pe bază de bio și a proceselor de producție ale naturii cunoscută sub nume de biotehnologie industrială este una dintre aceste tehnologii alternative care ar putea fi folosită pentru a înlocui, fie pentru a completa tehnologiile convenționale în trecere către procesele de producție mai curate. Materiale și metode. Ca obiect de studiu au fost utilizate 93 tulpini de micromicete izolate din lacul la izvor. Au fost testate 93 tulpini de fungi izolate din bazinul acvatic după proprietățile enzimatice. În urma cercetărilor s-a efectuat screening-ul celor mai importante enzime, anume amilaza, catalaza, lipaza și celulaza. Screening-ul amilazii, tulpinile de micromicete au fost cultivate pe mediu agarizat cu adăugarea amidonului timp de 96 de ore. După incubare a fost adăugat iod pentru a vedea zona de inhibiție. Screening-ul catalazii, cataza a fost, micromicetele au fost cultivate pe mediul malțagar, a fost utilizată metoda picătură sticlă. Reacția pozitivă a fost evidențiată prin efervescență imediată. Prețul screening-ului activității enzimatice celulaze, tulpinile au fost cultivate pe mediul malțagar, suplimentat cu carboxil metilcelulaza. După incubare a fost adăugat iod și în jurul coloniei s-a observat zona care indică sinteza de celulază. Pentru screening-ul preliminar al lipazei a fost cultivat pe mediul malțagar tulpinile cu adăugarea atvienului 80 timp de 48 de ore și 96. Rezultate și discuții. Cercetările au constat în testarea 93 de tulpini ce aparțin celor mai reprezentative genuri de fungi izolate din bazinul acvatic la izvor. Acestea sunt reprezentația genurilor Aspergillus, Pinmycillus, Trichoderma, Fusarium, Mucor, Rhizopus, care se consideră că posedă proprietăți enzimatice semnificative. Astfel, după capacitățile enzimatice,
au fost setate 35 tulpini din apă, 28 tulpini din biofil și 30 din nămol. Activitatea enzimatică a micromicetelor în apă. Tulpinele din apă posedă o activitate enzimatică diferită. Astfel, la 12 tulpini, activitatea catalazei a fost la nivel mediu, 11 slabă, iar la 12 lipsește. Activitatea amilazei. Activitatea amilazei, celulazei și lipazei, de asemenea, a fost slabă la majoritatea tulpinilor testate. Numai la câte 4 tulpini au înregistrat o activitate medie a celor 3 enzime, la restul tulpinilor această activitate este slabă sau lipsește. Activitatea amilazei nu s-a manifestat la 10 tulpini, a lipazei la 13 tulpini, a celulazei 12 tulpini. Niciuna din aceste tulpini nu a manifestat activitatea la nivel mediu. În imagine sunt prezentate activitatea amilazei și lipazei, după cum se vede, în jurul zonelor se formează, în jurul micromicetelor se formează zone de inhibiție. Activitatea enzimatică a micromicetelor din nămol. Din nămol au fost testate 30 tulpini. Activitatea catalazei la nivel mediu a fost înregistrată la 20 tulpini, la nivel slab 8 tulpini și la 2 tulpini lipsește. Activitatea lipazii, mediu 18 tulpini, slabă 9, lipsă la 3 tulpini. Activitatea amilazei la nivel mediu la 18, slabă 10, lipsă a fost la 2 tulpini. Celulaza la nivel mediu s-a manifestat la 6 tulpini, slabă 19, lipsă 5 tulpini. Activitatea enzimatică a micromicetelor din biofilm. Din biofilm au fost testate 28 tulpini. Activitatea catalazei s-a manifestat la nivel mediu la 3 tulpini, slabă 15 tulpini, lipsă 10 tulpini. Activitatea amilazei la nivel mediu 2 tulpini, slabă 11, lipsă 15. Activitatea lipazei și celulazei la tulpinile testate de asemenea a fost slabă sau lipsă. Niciuna din tulpinile izolate din biofilm nu a manifestat activitatea enzimatică mărită. La 9 tulpini activitatea a fost la 9 tulpini activitatea lipazei lipsește, cât și la 18 tulpini la celulază. În concluzie, putem spune că cele mai active tulpini au fost izolate din apă tulpinile 12-14 din biofilm, 5-6-9 din nămol, 5-7-12-14. Putem constata că tulpinile izolate din nămol sunt cele mai active după activitatea enzimatică. Pentru cercetările ulterioare au fost selectate anumite tulpini și depozitate în colecția națională de microorganisme de patogeni. Mulțumim pentru atenție! Mulțumim și noi! Sănătate la coraportor! Sunt întrebări? Ui. Întrebări nu sunt. Mersi! Mulțumim frumos! Următorul raportor este Bursa Maxim. O să vorbim despre actinobacterii în același lac. Bună ziua, stimați participanți ai conferinței. Permiteți-mi să vă prezint raportul la tema activitatea antimicrobiană a actinobacteriilor în ecosistemul acvatic al lacului la izvor. Deci, scopul lucrării colecției de microorganisme este pașaportizarea și depunarea tulpinilor noi de microorganisme pentru majorarea biodiversității. În CNMN, scopul colaboratorilor sectorului de actinobacterii a fost suplinirea colecției cu tulpini din mediul acvatic al lacului la izvor. Din diferite locații al acestui sistem de iazuri, au fost colectate probe din stratul de apă, biofilm și nămol.
Pe medie agarizate selective complex de seruri, surse de carbon și antibiotice au fost cultivate tulpini în diverse diluții. În calitate de obiect de studiu au servit 8 genuri de actinobacterii: Actinomagdura, Actinoplanus, Franchia, Geodermatophilus, Micromonospora, Nocardia, Rhodococcus și Streptomyces. Deci aceste genuri prezintă interes pentru proprietățile sale de a produce diversi metaboliți utilizați în domeniul industriei alimentare, farmaceutice, agriculturii, medicină și altor scopuri. Deci scopul acestei cercetări a fost determinarea capacității a 70 de tulpini noi de actinobacterii izolate din biofilm, coloană de apă și sedimentele din amol, ale sistemului de lacuri la izvor de a combate bacterii și fungi fitopatogeni. Determinarea capacității actinobacteriilor izolate din apa sistemului de lacuri la izvor de a inhiba creșterea culturilor test bacteriene a arătat că, în general, diametrul zonelor de inhibare a creșterii variază de la 9 la 16 mm în diametru. Și acestea erau în majoritate tulpinile atribuite genului Streptomyces și doar două tulpini din genul Micromonospora. 5 tulpini Streptomyces au avut capacitatea de a inhiba creșterea a 5 test culturi în grade diferite. Deci, test bacteriile au fost Agrobacterium tumefaciens, Bacillus subtilis, Clavibacter michiganensis, Yervinia carotovora și Xanthomonas campestris. 9 tulpini de actinobacterii izolate din biofilm nu posedau activitate antibacteriană ridicată. Dintre ele, doar 3 tulpini au arătat capacitatea de a inhiba creșterea bacteriilor test cu un diametru de la 9 până la 16 mm. Se remarcă în mod deosebit tulpina numărul 33, care inhibă creșterea test bacteriilor de la 12 până la 16 mm în diametru. Din cele 36 de tulpini de actinobacterii izolate din probele din amol, doar 7 tulpini au fost depistate cu capacitatea de a inhiba creșterea bacteriilor fitopatogene testate, iar 5 tulpini au avut efect asupra tuturor celor 5 test culturi, la care metaboliții au capacitatea de a inhiba creșterea bacteriilor în diametru de la 11 până la 16 mm. Determinarea activității antifungice la tulpinile de actinobacterii studiate, izolate din apă, a arătat că acestea sunt capabile să inhibeze creșterea fungilor fitopatogeni ca alternarea alternată Aspergillus niger, Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum și Fusarium solane, într-o măsură mai mare decât bacteriilor fitopatogeni. De exemplu, din 25 de tulpini de actinobacterii, 4 au avut capacitatea metaboliților lor de a inhiba în mod activ creșterea fitopatogenilor, precum alternarea alternată și Aspergillus niger, zonele de inhibiție fiind de 21-24 mm în diametru. Rezultatele determinării activității antifungice la tulpinile izolate din apă au arătat că există selectivitate strictă, adică au fost identificate tulpini care au activitate de a inhiba creșterea unui anumit test. Deci, de exemplu, la două tulpini din genul Actinomadura, pe fondul activității antifungice slabe împotriva a 3 fungi testate, a arătat capacitate înaltă de a inhiba creșterea a alternarea alternată. Asta fiind un exemplu, deci, vizibil. La tulpinile de actinobacterii izolate din biofilm, activitatea antifungică a fost mai scăzută și doar tulpina 26 a genului Actinoplanus a fost capabilă să inhibe creșterea alternarea alternată și Fusarium solane cu zone de până la 20 mm și Aspergillus niger și Fusarium oxysporum până la 16 și respectiv 14 mm. La reprezentanții genului Streptomyces, activitatea antifungică a fost mai slabă. Cele mai bune zone de până la 15-16 mm au fost observate sub influența metaboliților 31, 33 și 34, contra la alternarea alternată și Fusarium solane.
Tulpinele izolate din nămol au fost mai active decât altele. Zonele de inhibare a creșterii fungilor testate au variat de la 10 până la 35 mm. Aceste tulpini au prezentat de asemenea selectivitate strictă. S-a observat că unele tulpini contra două test culturi care diferă în zone mai semnificativ de inhibare a creșterii de la 26 până la 35 mm. În slide-ul următor vă prezint rezultatele unor experiențe. Proprietatea tulpinilor studiate de inhiba micromicete patogene, Fusarium oxysporum și Aspergillus niger. Mai ales la Aspergillus niger se vede o activitate mult mai pronunțată. Unele tulpini practic au zonele de 35 mm. În rezultatul cercetărilor au fost depistate 6 tulpini cu zone de inhibiție a fungilor de 24-35 mm. Tulpinele de actinobacterii sunt mai puțin active împotriva bacteriilor fitopatogene, având doar zonele de 10-16 mm. Și studiile efectuate au arătat că o serie de tulpini care s-au dovedit a fi producători promițători de metaboliți a antimicrobieni vor completa colecția națională de microorganisme nepatogene. Cercetarea a fost finanțată în baza proiectului ANCD. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Întrebări poftim? Da. Întrebare cu remarcă. Eu aș fi mai prudent în a vorbi despre selectivitate strictă, pentru că, totuși, ca test tulpini, ați folosit 5 tulpini de fungi, da? Așa am înțeles. Da. Și faptul că ei e activ în față de 1 și față de 4, nu, n-aș spune că asta e selectivitate. Dacă ați fi făcut de pe 50-60 tulpini și ar fi 1, nu știu ce s-ar putea vorbi despre ceva mai strict. Așa. Da, pur și simplu era așa o observație. Să spunem că contra la alternare alternată 10 mm, dar contra la Aspergillus niger 35, adică cam un diapazon, cred că vizibil. Adică... Da, dar mulțumesc pentru ce. Mai sunt întrebări? Planificați ceva în afară de depozitarea tulpinilor, să faceți ceva, biopreparate, pentru agricultură? Da, până ce ne gândim, dar asta cred că deja planuri pe viitor, adică trebuie să le identificăm până la specii, să demonstrăm încă o dată și... Da. Mersi. Dacă nu cumva se schimbă și nu vreau să facă asta. Profim Alina. Așa, atunci. Стичь, Валентина. Есть? Вместе онлайн. Зима. Зима. Хадец к инчерк с пункт презентаря. Așa, e bine, se vede? Porniți, aha. E bine, da? Sau, acum și am făcut ceva. Așa. Acum.
Deci, bună ziua, stimată auditorie, mă numesc Stici Valentina, sunt doctorantă la specialitatea siguranță alimentelor de origine animală, Facultatea de Medicină Veterinară și Universitatea Tehnică a Moldovei. Vreau să vă prezint succint un raport la articolul prezentat Comisiei Conferinței Științifice cu tema Corelația Pearson a parametrilor ORP, TDS și pH cu indicatorul biochimic a calității cărnii de porc amalonat aldehidă. O mică definiție. Coeficientul de corelație Pearson reprezintă coeficientul de cauzalitate dintre două fenomene și este un principiu explicativ atât în domeniul științelor umane sociale, cât și cele fizice și naturale. Începând de la ipoteze și probleme de cercetare tipice, de exemplu, există o legătură între greutate și înălțime, o relație între numărul de ore de studiu și calificativele obținute la evaluări și, în cazul nostru concret, o relație între parametrii potențiometrici și indicatorul biochimic măsurat în carne de porc. De ce am ales în această cercetare carne de porc? Pentru că, conform manualului statistic al Biroului Național de Statistică, în țara noastră, carne de porc este cea mai consumată tip de carne pe cap de locuitor. Și conform tabelului prezentat mai jos, consumul de carne de porc pe cap de locuitor, de carne de porc, este un pic mai mare comparativ cu carne de pasăre. Deci ea este următoarea. Poate temă de cercetare. Despre carne. Carnea, atât ca materie primă, cât și ca produs, este perisabilă și își pierde foarte repede proprietățile organoleptice, tehnologice și nutriționale, în dependență de condițiile de păstrare, manipulare, dar și de sănătatea animalului înainte de sacrificare. Mecanismele de oxidare a lipidelor în materia primă, deci pornim de la ipoteza pusă inițial, sunt printre factorii principali cercetați în transabilitatea procesului de obținere, depozitare și prelucrarea cărnii. Concomitent cu procesele oxidative, aldehidele, care sunt derivatele predominante în acest proces, interacționează cu proteinele, provocând modificări care generează râncezirea și alterarea cărnii și produselor din carne. În cadrul cercetării s-a urmărit evaluarea calității cărnii de porc prin două metode. Potențiometrică, unde s-a evaluat indicatorii ORP, pH, TDS și biochimică, unde s-a evaluat concentrația amalonată de aldehidei. Rezultatele investigației în context de experiment s-a stabilit existența și gradul coeficientul de corelație Pearson între acești parametri. Cercetările s-au realizat în cadrul laboratorului analiza solului din cadrul Facultății de Agronomie a Universității Tehnice din Moldova, precum și cu ajutorul utilajului aferent din cadrul proiectului științific Livada Moldovei. Pregătirea probelor și procedura analitică de evaluare a parametrilor studiați. Metoda biochimică, în care extracția completă a malonat de aldehidei a fost efectuată prin metoda acidă cu acidul acetic glacial, apoi termică în baie de apă la 95 de grade timp de 60 de minute. Mai jos am să prezint schematic pașii pe care i-am parcurs. 1 gram de carne tocată împreună cu 10 ml de solvent, care este 50/50, acid acetic glacial și apă distilată, sunt mărunțiți, apoi filtrați, după care centrifugați și se obține o soluție dezintegrată. Această soluție, 1 ml din această soluție, se amestecă cu 1 ml de acid tiobarbituric, iar amestecul obținut este ținut în baie de apă la 95 grade timp de 60 minute. Pentru probele potențiometrice, proba pentru identificarea indicatorilor a fost comună. Aproximativ 200 de grame de carne a fost tocată, apoi senzorul analitic al aparatului de măsurat a fost introdus în sucul de carne obținut. Tehnicile de evaluare a indicatorilor sunt
potențialul de oxidoreducere, ORPE, care, din punct de vedere al sănătății, afectează fluidele din corpul uman. Conform datelor din literatură, este indicat să consumăm cât mai multe produse cu o valoare ORPE negativă. pH-ul are importanță deosebită în proprietățile tehnologice și de conservare a cărnii. Nerespectarea operațiunilor înainte de sacrificare și post-sacrificare pot determina obținerea două tipuri de carne. Carne închisă la culoare fermă și uscată și carne cu aspect de palid, moale și exudativ. Asta strict în obținerea cărnii de porc, vorbim. Și conductometrie, TDS-ul, care este o metodă pentru controlul purității și determinarea concentrațiilor soluțiilor de interes medical, dar și totalul solidelor dizolvate din lichid în mediul înconjurător. Deși este o metodologie de evaluare a lichidelor, a fost utilizată în încercări pentru a vedea dacă au loc modificări și în sucul de carne de porc păstrat o anumită perioadă de timp în condiții de temperaturi diferite. Indicatorul biochimic malon de aldehida este determinat prin metoda spectrofotometrică UV-VIS. Mecanismul reacției chimice propus constă în formarea cromogenului de culoare roșie la lungimea de undă de 532 nanometri între acidul tiobarbituric și malonat de aldehid în mediul acetului acetic glacial. Potrivit unor cercetători, malonat de aldehid este prima dintre cele mai importante aldehide produse în urma oxidării lipidice, acizilor grași nesaturați, care în cantități mici produce aroma de râncezire și este considerată principalul marker al oxidării. Carne de porc este o carne grasă cu o cantitate mare de acizi grași nesaturați. Deci, procesul de râncezire este preponderent mai mare decât la alte tipuri de carne roșie. Oxidarea cărnii este favorizată totodată și de creșterea timpului și temperaturii de păstrare. Conform tabelului de mai jos, determinăm valorile indicatorilor evaluate după 24 de ore obținuți prin metode potențiometrice și biochimice. Se observă o diferență semnificativă a indicatorilor ORPE, TDS, pH și nice de extinție la cele trei nivele de temperatură. Deci, putem confirma că coeficientul de corelație Pearson între procesele de oxidoreducere evaluate potențiometric cu ajutorul dispozitivului ORPE-169E și concentrația malonată aldehide determinat spectrofotometric prin intermediul UV-Visker-Agliant reprezintă R egal cu 0,94, adică 94%. Prin această valoare se atestă o interdependență înaltă între indicatorii de evaluare a calității cărnii de porc păstrate la cele trei nivele de temperatură, joasă la 3 grade, medie la 15 grade și înaltă la 30 de grade. În concluzie, putem spune că rezultatul cercetărilor a fost propus în metode spectrofotometrice și potențiometrice de evaluare a concentrației malonate aldehidei, care au o capacitate înaltă de a asigura precizia calculării gradului de alterare a cărnii de porc cu o limită a diferenței semnificative de 95% conform distribuției studiului. Indicatorii biochimici și potențiometrici propuși în calitate de marker a calității confirmă criteriul de corelație Pearson și nu necesită consumul semnificativ de resurse, iar aplicarea în practică poate fi utilă în controlul produselor de origine animală. Vă mulțumim pentru atenție! Mulțumim și noi! Întrebări? Puțin. Întrebări nu sunt. Încă o dată vă mulțumim și succes. Da, vă mulțumim. Vă o nădejdă. Proiect și o să vă rezolvați problemele de alterare a cărnii. Eu o să vă... Dăm ambalajă. Să iasă pe cum Thank you.
Let me present you some results of review, the prospects of application of amino protein extracts from yeast of wine sediments. It's known that winery waste yeasts can be used as a raw material for biotechnological production. Waste recycling contributes to obtaining of valuable products needed for a large number of economic direction. And the intensive study of reutilization of winery waste is important now. So the aim of this research was to obtain amino protein extracts from the biomass of winery yeast. The first objective was to select an optimal variant of the method of autolysis of yeast biomass to evaluate the bioactive potential of amino protein extracts from winery yeast and to select from the studied types of wine biomass the variant which contribute to maximal activity of antioxidant enzymes and protein content and amino acid content. It is known that amino protein extracts can be used in various areas of economy due to the antioxidant properties, anti-inflammatory properties, immunomodulatory and other. Increased demand for health supporting and functional products has driven to the development of high protein extracts with important properties from natural sources. So we used winery waste, which were offered by the wine complex Krikova and taken after the fermentation of the wine. In this research, the sediments from the production of three types of wine, dry white Rekizeli, red Merlot, and Cabernet wines were used. Some materials and methods. We studied the activity of two enzymes, catalase and superoxide dismutase, and the content of amino acid thought was detected. So we based on the content of proteins and carbohydrates, we determinate that depending on the type of wine, the protein content varied within 45-67% dry weight. The content of carbohydrates was lower. It demonstrates that our extracts are of protein nature measured. Then we have determined the activity of antioxidant enzymes. The catalase activity varied from 700 to 140 millimole units of activity of catalase. And so the activity also was at the middle level. In this slide, we can demonstrate that amino protein extracts can find the application in many economy areas, can be used in medicine due to its antioxidant properties and also in cosmetic industry, in food industry and veterinary medicine and zootechnics. Let me speak about our conclusions. We have studied three variants for autolysis. It was utilization of glacial acetic acid as a variant, homogenization and utilization of phosphate buffer.
And the optimal variants for the obtaining of amino protein extracts from wine waste were homogenization and the utilization of sodium phosphate buffer at the established conditions. The obtained amino protein extracts are characterized by high content of protein, variable content of essential amino acids, and superoxidismutase and catalase activity. The development of technologies for the production of feed protein and other biologically active substances based on waste from the wine industry is relevant both in terms of the safe use of this raw material and the elimination of environmental risks. Thank you for your attention. Thank you very much. Questions, please. Do you have any plans to follow? What will we do with your extracts in the future? In the future, and now we worked for the Zootechnic research industries researches. We now we study the properties, studied the properties of these extracts on the reproduction of animals, and we have planned to test these preparates, but maybe in the cosmetic industry. So we have plans. Okay. More questions? No questions. And the other presentations. And let me present you other review. Anthocyanin extracts from yeast wine waste. In the following review, we focus on the use of waste yeast biomass as a source of anthocyanins. the aim of this study was to obtain anthocyanin extracts from the yeast biomass remaining from the production of the autochthonous vines and to characterize them biochemically and to assess the antioxidant potential. It is known that anthocyanins are colored water-soluble pigments belonging to the phenolic group. The pigments are in glycosylated forms and are responsible for the colors red, purple, blue, and present mostly in fruits and vegetables. And berries, currants, grapes, and some tropical fruits have high anthocyanins content. Of all of the phenolic compounds, anthocyanins are of particular interest because they have many beneficial effects on human and animal health. Recent studies have revealed the biological potential of these compounds and demonstrated the ability to reduce oxidative stress to act as antimicrobial substances and to counteract the appearance and progression of many non-transmissible diseases such as neurodegenerative, cardiovascular, and other. We have determined the activity of protein, carbohydrates, antioxidant enzymes, and have determined the content of anthocyanins also. The first of all, we have studied the biochemical composition of our extracts, it can be mentioned that depending on the yeast biomass type and the cell wall destruction method, we have used three cell wall destruction methods with the utilization of glacial acetic acid, homogenization, and phosphate buffer. The protein content was varied from 3 to 9%, so it was
at the middle level. We have determined that carbohydrates varied from 2 to 30% per dry weight. Also, we have determined the content of anthocyanins, which varied from 4 to 20% milligram per gram of cyanidine anthocyanins. Also, we have established high antioxidant activity of catalase and salt, especially in variants with the utilization of phosphate buffer, which is used according to the literature for the obtaining of antioxidant enzymatic extracts. Depending on the yes, biomass, we can make some conclusions. But anthocyanin extracts obtained from red wine with yes are characterized by high content of anthocyanin and significant activity of antioxidant enzymes. The optimal variant of autolysis soft for anthocyanin extracts obtaining was homogenization and the utilization of sodium phosphate buffer. The variable biochemical composition of the anthocyanin extracts reveals the perspective of using the yeast biomass from wine production as a source and application for various fields. Thank you for your attention. Thank you. Questions, please. Don't see any questions. Thank you very much. No, thank you. Our next speaker is Bishliva Alina. Massa de lucro. Bună ziua, mult stimată audiență! Astăzi vreau să vă prezint rezultatele cercetării privind caracterizarea extractelor manoproteice obținute din deșeurile industriei de vin. În prezent, o atenție deosebită a cercetărilor științifice sunt orientate spre studiul utilizării deșeurilor din producțiile industriale. În special pentru Republica Moldova, prezintă interes utilizarea sedimentelor levuriene obținute în cantități uriașe după producerea vinului. Relevanța acestei direcții se datorează cercetărilor crescute pentru rezolvarea problemei deșeurilor, care sunt aruncate și au un impact negativ asupra mediului, dar și perspective utilizării levurilor pentru obținerea de extracte biologice cu valoare biologică ridicată. O componentă importantă din structura levurilor care prezintă interes sunt manoproteinele, care datorită proprietăților lor moleculare și structurale au un rol important în menținerea integrității celulare, participă la catalizarea reacțiilor biochimice, dețin proprietăți antimicrobiene, antioxidante, au efecte, participă în răspunsul imun și autoimun al organismelor și astfel exercitând efecte benefice asupra sănătății umane și animale și prezintă interes practic. Dar totuși producția de manoproteine este adesea limitată de peretele rigid al celulelor levuriene, fiind astfel necesare metode mai eficiente de autoliză. Reieșind din cele expuse, scopul studiului prezentat în această lucrare constă în caracterizarea extractelor manoproteice obținute din deșeurile industriei de vin. În calitate de material al cercetării au fost utilizate trei tipuri de sedimente
de la producerea vinurilor, printre care un sediment de la producerea vinurilor se ce albe racșele. De la vinurile roșii Merlot și Cabernet, care au fost prelevate de la fabrica de vinuri Cricova. Autoliza biomasă a fost realizată folosind ca factor de inducție acidul acetic de 3%, după care probele au fost plasate la temperatura de plus 55 de grade timp de 8 ore, după care tamponul fosfat de sodiu la temperatura de 45 de grade timp de 8 ore și apoi o altă variantă experimentală a fost omogenizarea care s-a efectuat timp de 10 minute, apoi probele au fost plasate la temperatura de plus 45 de grade timp de 8 ore. Un parametru important, conform studiilor din literatura de specialitate pentru evaluarea extractelor manoproteice, sunt conținutul total de carbohidrat și proteine. Astfel s-a stabilit că conținutul total de proteine în extractele manoproteice prevalează asupra conținutului de carbohidrați, indiferent de metoda care a fost utilizată. Astfel, conținutul de carbohidrați variază în limitele 11-47% substanței uscate, iar conținutul de proteine oscilează între 20-65% substanței uscate. Valori minime au fost obținute în varianta în care a fost utilizată biomasa din vinurile albe, iar maxime a fost obținută în varianta experimentală în care a fost testată biomasa din vinurile roșii Merlot și varianta experimentală în care a fost utilizată tamponul fosfat de sodiu. În următoarea etapă a fost stabilită activitatea enzimelor antioxidante, cataza și superoxid dezmutază. S-a constatat că activitatea catalazei variază în limitele 402-842 micromol minut pe miligram proteină, iar activitatea superoxid dezmutazei se situează în limitele 47-120 unități miligram proteine. Vedem un efect negativ asupra activității superoxid dezmutazei în varianta în care a fost utilizată omogenizarea, deoarece, conform datelor din literatură, când se utilizează omogenizarea, se distruge și o parte și enzima. În urmă, după efectuarea activității enzimelor și studiul biochimic, au fost sedimentate cu alcool etilic și manoproteinele. S-a stabilit că conținutul de manoproteine a variat în limitele 17-40%. Cel mai mic conținut a fost în variantele în care a fost utilizată biomasa de la vinurile albe. Rezultatele prezentate oferă dovezi concluente că extractele manoproteice, datorită compoziției biochimice și activității enzimatice, au un potențial ridicat de utilizare în zootehnie, în care și se testează medicină, industria alimentară, cosmetologie și agricultură. Și în concluzie putem menționa că utilizarea biomasei din sedimentele de vin Merlot și realizarea autolizei cu soluție tampon fosfat de sodiu la temperatura de plus 45 de grade timp de 8 ore face posibil obținerea de extracte manoproteice cu o compoziție biochimică și activitate enzimatică mai mare în comparație cu variantele, cu alte variante testate. Vă mulțumesc pentru atenție. Întrebări. Thank you. Questions? Nu e o întrebare, e așa o informație. Deci dacă revenim la discuția despre costurile. Da. Deci dacă cândva o să aveți posibilitatea să faceți acest cercetări, putem să oferim și noi un preparat care ar putea avea efect. De ce spun? Am trecut din drojdiile de beriu. Proiectul e utilizarea sedimentelor ligurienii de la producerea beriu și ligurienii de la un extract manoproteic care a fost testat la conservare materialului seminal. Materialul seminal a fost preluat de la animale, a fost făcut indicii microbiologici și s-a testat că materialul conține indicii microbiologici.
Și interesul cel mai mare a fost când, după 5 zile de păstrare a materialului seminal într-un mediu de protecție care conținea extractul nucleic, un spirit nu a fost existat. Adică, activitatea... Și ați păstrat la o anumită temperatură. Da, în frigider. Da. Materialul seminal a fost păstrat în frigider. Cea mai mult a avut disătorit fungii, și o strigă un detail complet de istorie. Asta așa pentru informații. Mulțumesc frumos! Că interesant, pentru că e un produs natural care e... Are efecte secundare. Da. Mulțumesc! Thank you. Our next speaker is Beștean Alina. She will speak about the isolation, characterization and application of acetic acid bacteria from local wine products. Da, bună ziua. Da, porniți, vă rog, camera și prezentare. Eu încerc, dar el spune că dacă vreau și prezentarea, trebuie să aleg. Așa. Sau video, sau prezentarea. Încerc încă o dată. Încercat. Se vede prezentarea? Da, 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 video pornesc eu. Așa, video. Și este video, da? Da. Ok, super. Acum și mă străduiesc să fac pe tot ecranul. Așa, se vede bine pe tot ecranul? Da. Bună ziua, stimate audiență. Mă numesc Bojdan Alina. Permiteți să vă prezint tema mea de cercetare, izolarea, caracterizarea și aplicarea bacteriilor acetice din produse vitivinicole autohtone. Așa. Scopul principal al acestui studiu a fost de a izola o cultură pură de bacterii acetice pentru utilizarea ulterioară în industria alimentară autohtonă. Obiectivele cercetării au fost izolarea culturilor pure de bacterii acetice din materii prime de vinificație, studierea culturilor izolate și eficacitatea celor trei medii nutritive, verificarea capacității bacteriilor izolate de a oxida alcool la acid acetic, deci alcool etilic în acid acetic, demonstrarea că tulpinile izolate aparțin bacteriilor acetice la nivel molecular, testarea capacității productive a bacteriilor izolate la nivel industrial. Așa. Pentru rezolvarea problemei a fost elaborată o schemă de cercetare care a constat din 5 etape care sunt prezentate pe diapozitiv, deci selectarea și identificarea tulpinilor de bacterii acetice, izolarea tulpinilor autohtone de bacterii acetice, analiza morfologică, culturală, fizico-biochimică, la nivel molecular, a culturilor izolate, testarea bacteriilor izolate pentru fabricarea oțetului din vin și păstrarea tulpinilor în colecția națională de microorganisme nepatogene. Bacteriile au fost observate, bacteriile acetice au fost observate pe prima dată în anul 1666 de către savantul danez și din punct de vedere taxonomic, bacteriile acetice fac parte din familia pseudomonaceae, genul Acetobacter și genul Gluconobacter. Ele sunt frecvent întâlnite în natură pe materii prime vegetale. Și pe depozitiv eu am prezentat cele mai utilizate specii de acetobacteri în industria alimentară și în partea dreaptă sunt prezentate factori dominanți pentru dezvoltarea bacteriilor acetice în procesul de fermentare. Pentru izolarea bacteriilor acetice au fost alese 5 surse din produse vitivinicole și derivatele lor. Deci, cum vedeți, este caracteristica dată în tabel. Deci, sunt alese struguri albi de soi noua, netratați din regiunea Călăraș,
tot din acest soi de struguri vinul alb obținut, da? Și vinul alb cu aciditate sporită. Din acest vin noi am obținut în condiție de laborator un oțet, care a fost în procesul de fermentare la moment când au fost efectuate cercetări și a fost procurat un oțet din comerț care conform ambalajului a fost indicat că este din struguri alb, netratat, raf, procurat din Marea Britanie. Deci, după, pe baza analizei bibliografice, au fost alese trei medii care au fost cele mai des utilizate, da, și întâlnite în bibliografie, ca utilizate pentru multiplicarea sau determinarea bacteriilor acetice. Aceste trei medii sunt Aurs, Jig și Raie, cu conținutul care este prezentat pe slide. Deci, în majoritatea materiilor fine s-a determinat o cantitate importantă de bacterii acetice. Deci, numai, cum se vede pe depozitiv, vinul alb, nu a fost depistată nici o creștere de bacterii acetice. Deci, sau este cantitate nesuficientă, ce și este foarte bine, da? O microfloră foarte bogată a fost depozitată la struguri, deci este și bine și în cazul nostru nu este bine, deoarece necesită pentru izolarea culturii pure, necesită mai multe manipulări, da? A fost investigată izolarea concomitentă acestor bacterii pe toate cinci produse. Fiecare probă a fost inoculată pe trei medii care am spus și s-au utilizat metoda de însămânțare profundă în mediul solid. Prin această metodă coloniile cresc în mod izolat, individual. Aceasta se argumentează prin faptul că bacteriile acestea sunt aerobe, ce oferă posibilitatea de a studia în detalii caracteristicile morfologice ale coloniilor. Deci, pe diapozitiv am prezentat o schemă izolării, da? Și vedem că în vinul cu acetate sporite și oțetul în procesul de fermentare obținut din struguri alb din soia nouă în condiții de laborator s-a dovedit a fi surse eficiente de bacterii de genul Acetobacter. Și ca urmare au fost izolate două tulpini pure, ce au fost inițial caracterizate la nivel morfologic, iar ulterior a fost demonstrat că doar una aparține genului Acetobacter. Și vedem că analiza din toate trei medii care au fost utilizate, care sunt mai eficiente. Pe diapozitiv am prezentat că pe locul întâi este plasat mediul Raie, deci 83% din toate probele care au fost efectuate, au fost depistată creșterea bacteriilor acetice. Cred că datorită componentelor care intră în acest mediu, deci acolo este acid acetic glacial, este etil, deci concentrația destul de mare, deci stopează dezvoltarea altor microorganisme în afară de bacteriile acetice. Și pe locul 2 este mediul G, care conține calciu, și pe locul 3 este Aurs. Totodată au fost testate aceste tulpini izolate. Și vedem, pe diapozitiv am prezentat rezultatul. Bacteriile izolate din oțetul obținut în laborator pe mediul Raie și pe mediul GIC corespund pe deplin prin identificarea testelor, a cerințelor față de bacteriile acetice, și anume că este răspunsul pozitiv la catalază, conform colorării gram, ele sunt negativ, test pozitiv la interacțiune cu caliu H. S-a constatat că bacteriile izolate din vin alb cu aciditate sporită pe mediul Raie îndeplinesc o singură cerință cu referire la colorarea gram.
Astfel s-a constatat că bacteriile aflate în studiu sunt gram negativ. Determinarea calitativă a activității catalaze a dat rezultat negativ. La fel, și testul direcțiunii cu calea OH a fost negativ. Aceste răspunsuri pot avea două motive. Deci, culturile s-au pierdut activitatea pe parcursul realizării etapelor de cercetare sau nu fac parte din grădinile acetodat. Următoarea etapă a fost de a studia capacitatea bacteriilor acetice izolate de a fermenta alcoolul etilic până în acet acetic. S-a decis introducerea acestor în câteva substraturi de vin. Pentru aceasta au fost selectate trei tipuri de vin alb, produs în condiții de casă, deci cu conținutul minim de SO2. Ca substraturi pentru creșterea microorganismului a fost folosit vin alb din raionul Călăraș, vin alb din raionul Telenea și vin alb din raionul Hâncești. Din bacteriile acetice izolate au fost preparate inoculate și ca rezultat vedem partea dreaptă, am prezentat că peste 3 zile de fermentare a apărut deja filmul. Da? Vedem așa o strată de microorganismele care este specific pentru bacteriile acetice. Deci, acesta denotă că aceste bacterii sunt destul de active. Pentru a caracteriza gradul de fermentare în calitate de reper, a fost utilizat indicele de aciditate totală, determinat prin metodă titrimetrică și prezentate figura dată. Deci, vedem că în documentul normativ, hotărârea de guvern spune că în oțetul din vin trebuie să fie minimum 60 de grame pe litru de calculat în acid acetic, da? Și vedem că din toate probele această normă îndeplinesc tulpinele izolate din oțetul obținut din laborator. Deci fermentarea a durat 14 zile și ca în concluzie putem spune că tulpina de acetobacter are un potențial biotehnologic avantajos și anume la aceste care au fost izolate din oțet obținut. Următoarea etapă deci a fost de a identifica și de a confirma că aceste bacterii sunt de genul acetobacter la nivel molecular. Pentru asta a fost utilizată metoda PCR real-time, care este o metodă in vitro, ce se bazează pe amplificarea enzimatică a unei anumite secvențe de ADN. Această amplificare s-a efectuat cu ajutorul unui aparat, care este prezentat în partea dreaptă, stângă și în microiprobiete care au fost din setul, da, din kit, care este prezentat în partea dreaptă. Acest set, kit, da, el este, conține toate materialele necesare pentru această determinare. La configurarea amplificării au fost alese ca detector undele FAM, care au emisie de 520 de nanometri și HEX, care are 550 de nanometri. Așa, spate mai departe, am prezentat deci, schema de lucru, bloc schema pentru extragerea ADN-ului. Și vedem că pentru această analiză a fost luată și direct oțetul din care au fost izolate aceste bacteriile acetice și bacteriile cultivate pe mediul raie. Și prin partea dreaptă a prezentat și detectarea ADN-ului, deci singur proces în aparatul PCR. Deci ADN-ul purificat din coloniile bacteriene cultivate pe mediul raie, deci au prezentat amplificarea, ceea ce vedem pe diapozitiv. Acele care au fost încercări făcute cu oțet, direct cu oțet, nu au dat rezultatul. Deci majoritatea
articolul, așa și spun că cantitatea bacteriilor în oțet nu este suficient pentru această metodă. Este nevoie de a crește, de a mulți cantitatea de bacterii pentru a determina prin real-time PCR. Și în figură vedem că cele trei curbe verde, da, care traversează linia de bază, reprezintă diagramele de amplificare ale șantionului de control negativ din kitul de referință și ADN-ul izolat din coloniile bacteriene, care au dat semnalul pozitiv pe canalul HEX. Astfel, rezultatul a fost obținut pentru trei, deci aceste de mai multe probe. Putem concluziona, deci că cu siguranță că aceste microorganisme izolate din oțetul netratat în mediul RAE aparțin genului Acetobacter. Ca rezultat avem, deci aceste microorganisme au fost depozitate în colecția de națională de microorganisme nepatogene și testate la nivel industrial. Deci, o întreprindere care acum este la etapa de dezvoltare, încă nu avem oțet în vânzare, dar urmează. Au fost testate aceste culturi, au fost făcute multe încercări și, într-adevăr, ele sunt foarte eficiente. Și, în concluzie, putem spune că pentru prima dată a fost izolată din materie prime autohtone de vitivinicola, tulpină nouă de bacterii acetice, cu proprietăți biotehnologice valoroase și în urma realizărilor testelor biochimice și aplicării metodei PCR, real-time PCR, s-a constatat cu siguranță apartenența tulpinii izolate la genul Acetobacter. Și această tulpină a fost depozitată în colecția națională și a fost testată la nivel industrial. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Questions, please? I just want to say that I appreciate a lot the fact that you took everything through the end with using your preparation in industrial production. Da, thank you very much. Asta e, încă nu este, deci finalul o să fie atunci când eu o să văd oțetul deja pe rafturile. Asta, încercările sunt încercările noastre. Deci întreprinderile noastre au foarte multe obstacole în afară de partea tehnologică. This is a good start and we wish you much success. Mulțumesc frumos. Thank you very much. I see no questions, so our next speaker and the last before the coffee break is Voluta.
influence of gold and silver nanoparticles and the synthesis of phycobilic proteins in red microalga Porphyridium cruentum. This research is carried out within the framework of the project. Project biofunctionalized metal nanoparticles obtaining using cyanobacterium and microalgae. During the experiments, the possibility of stimulating the synthesis of some biomolecules with the application of nanoparticles was established. Biological properties of nanoparticles are determined by their size, shape, and surface characteristics. The study of the effect of nanoparticles on microalgae as biotechnological objects is one of the topical areas of modern research. Similar to the action of complex chemical compounds, the stimulating nature of nanoparticles is based on reversible oxidative stress caused by the mechanism of culture adaptation to cultivation conditions. Phycobilic proteins, as the major light harvesting pigments of red microalga Porphyridium cruentum, are involved in cellular response to the presence of nanoparticles in culture medium. As object of study, we used Porphyridium cruentum strain that was grown on Brody mineral nutrient medium. In this experiments, we used silver nanoparticles, stabilized in citrate of 10 and 20 nanometer in size. We introduced them to Porphyridium culture medium in concentrations from 0.01 to 0.5 micromole on the first day of cultivation cycle, which corresponds to like lag phase. Applied concentrations are determined as low concentrations, since in course of the experiment, silver nanoparticles were found to be inert to algal productivity. As can be seen from this diagram, the amount of biomass varied within the level of control sample. An increase of nearly 11% was established in the variance of applying silver nanoparticles of 10 nanometer in size in concentration of 0.125 micromole, and in case of applying silver nanoparticles stabilizing citrate in concentration of 0.25 micromole of 20 nanometer in size. When we adding silver nanoparticles in 10 nanometer in size in concentrations between 0.025 and 0.25 nano micromole stimulated the accumulation of phycobilic proteins in Porphyridium biomass by 18 and 29%. In the case of the last concentrations of 0.5 micromole, it was estimated an increase of phycobilic protein content by about 64% compared to control. In this situation, a strong positive correlation was established between the concentration of nanoparticles in culture medium and the content of phycobilic proteins in Porphyridium biomass, the Pearson's correlation coefficient being 0.855. Application of silver nanoparticles stabilizing citrate of 20 nanometer in size in concentrations
between 0.01 and 0.25 micromole stimulated the synthesis of phycobilin proteins in biomass by 26 and 49%. The last concentration in this case slightly enhanced phycobilin protein content by 15% compared to control. In this situation, a moderately negative relationship was revealed. Thus, we can say that citrate stabilized the silver nanoparticles both 10 nanometer in size and 20 nanometer in size in selecting the concentration stimulated phycobilin protein content in biomass. We should be noted that in case of gold nanoparticles, their concentration was set depending on their size, which modifies the molar mass. As can be seen in these diagrams, the amount of porphyridium cruentum biomass did not change significantly under the action of gold nanoparticles, both 10 nanometer and 20 nanometer in size. Low concentrations of nanoparticles did not affect the productivity of the culture. In the experiment with the addition of gold nanoparticles 10 nanometer in size, in concentrations of 0.05 and 0.1 nanomole increased the content of phycobilin proteins in biomass by about 30%. In this case, a strong correlation coefficient was found between the concentration of nanoparticles and the content of phycobilin proteins in porphyridium biomass, the Pearson's correlation coefficient being 0.812. In the case of gold nanoparticles stabilizing citrate of 20 nanometer in size, the Pearson's coefficient correlation coefficient was established as a negative one, and we see a strong negative correlation. It should be noted that applying this type of nanoparticles in concentrations range from 0.0025 and 0.02 nanomole, the increase in the phycobilin protein content was between 46 and 52%. Only the phycobilin protein content slightly decreased in the last sample. In conclusion, we can say that the response of porphyridium cruentum culture to the action of citrate stabilized gold and silver nanoparticles depends on the type of nanoparticles, their size and concentration. Gold and silver nanoparticles stabilizing citrate with the size of 10 and 20 nanometer within the limits of applied concentrations stimulate the synthesis of phycobilin proteins. The dose effect dependence for gold and silver nanoparticles of 10 nanometer in size show the positive correlation, while the dose effect dependence for gold and silver nanoparticles of 20 nanometer in size show the negative correlation. Thank you. Thank you. Questions? While everybody's thinking, I have a question. Why gold and silver and not others? Why 10 and 20 nanometers and not others? What is the best scientific result? And from the practical point of view, what is
the best in your results? In our laboratory, we started a couple of research with the more with another cyanobacterium, Spirulina platensis, and other green microalga with this nanoparticles of 10 and 20, and we continue to study these nanoparticles on this microalga, red microalga. Okay. So they're just the ones. Available. And the best results we obtained the best results in using these nanoparticles. Okay. So, what about scientific significance? We use the we buy these nanoparticles in order to be biofunctionalize them. Mm-hmm. With the bioactive compounds of the microalga biomass. Okay. If there are no more questions, thank you. Thank you very much. Time for coffee break, and then we have the poster session. Așa cum e temporal, avem străini și doar comunitate în tot felul. Pornim. Just microphone.